Bună ziua, stimați prieteni, bun venit la cea de 145 ediții de analize economice, un proiect comun IDIS Viitor și Previesc EU. Toate celelalte ediții le puteți urmări pe pagina oficială a instituțiilor noastre, pe pagina mea unit.md. Astăzi avem o ediție mai specifică, nu zic special, dar mai specifică. Noi am mai realizat așa ceva în parteneriat cu Poliția Rutieră, am avut, dar prima dată am mai făcut și cu asociații de business, câteva asociații de business, dar inclusiv și cu asociația patronală în domeniul metalelor, dar prima dată avem un reprezentant, președintele asociației de business, domnul Sergiu Lungu, să vă prezenta mai târziu, care este aici cu noi împreună, deoarece dorim să discutăm un subiect la care am mai vorbit acum, cred că jumătate de an în urmă, legat de colectarea deșeurilor și în special a deșeurilor de metal în Republica Moldova. Din păcate se întâmplă lucruri nu cele mai bune și noi am dorit ca să fim auziți de către autorități și IDIS Viitorul de 15 ani de zile, mai mult, aproape 20 de ani de zile lucrând cu asociațiile de business, prin care încercăm să creăm niște punți de comunicare dintre guvern și mediul de afaceri, astfel încât problemele din economia noastră să fie soluționate într-un mod european, civilizat, așa cum ne dorim noi. Eu voi trece mai întâi scurt în revistă, în general, problematica tot ce înseamnă deșeurile solide de colectare și colectare metalelor, care este situația, care este mărimea pieței, impactul acestei piețe asupra vieții noastre. După aceasta, domnul Lungu ne va vorbi patru probleme stringente care sunt în prezent în acest domeniu, care necesită soluții imediate și sperăm foarte mult că, în primul rând, ministrul finanțelor vom avea posibilitatea să întâlnim cu el și apoi trebuie găsit o soluție împreună cu Banca Națională. Dumnealor vă spune exact în ce constă problema și trei, sper foarte mult că guvernul în frunte cu domnul Recean, având o responsabilitate pentru tot ce se întâmplă economiei, vor depune toate eforturile ca, fie în acest domeniu, fie în alt domeniu, problemele să fie rezolvate într-un mod rapid și civilizat. Dacă vă mai aduceți aminte, acum câteva luni în urmă, atunci când am vorbit despre piața deșeurilor solide de colectare metalelor, am vorbit câteva alerte care sunt și ele, din nefericire, au rămas, de ce va trebui încă o dată să le repetăm. În primul rând, așa a fost și anul trecut și în acest an, circa 150.000 de tone de metal care, în mod tradițional, se colectau, nu au fost colectate nici anul trecut și riscă de a nu fi colectate în acest an și vom explica din ce cauză. Al doilea este un risc iminent ca circa 1.500 de persoane angajate la companiile din sector să aibă probleme cu angajare din simplu motiv că ramura se confruntă cu probleme majore. Avem, din nefericire, un risc sporit de monopolizare și aici, dacă știți, această piață întotdeauna a fost atractivă pentru monopoliști și voi explica din ce cauză. Din simplu motiv, noi chiar am calculat și am demonstrat, vă arăta mai târziu, că există așa numită renta de monopol. Deci, cât timp a fost monopol, din nefericire, cetățenii noștri primeau o consumă cu mult mai micuță de bani, deoarece tot mergea la monopolist. Am avut monopoluri rele și acum cineva crede că poți face monopoluri bune. Nu există monopolul bun. Monopolul este monopol și avem un risc de monopolizare a pieței. Lucru care trebuie combătut și actuala guvernare, anume când a venit, a spus că noi vom demonopoliza piața. Acum văd că unii și-au schimbat chipiul și trebuie de văzut din ce cauza acest lucru se întâmplă. 2. Sunt compromise veniturile la 85.000 de persoane. Ce avem noi în vedere 85.000 de persoane? Noi avem circa 35-40.000 de persoane care sunt antrenate în colectarea metalelor. Vorbim de persoanele fizice. În afară de cei 1.500 de angajați, avem undeva 35-40.000 de persoane și aceste persoane cu membrii familiei lor constituie undeva 85.000 de persoane în total și vom arăta ei și așa cum se confruntă cu probleme financiare, dar risc în general veniturile lor să fie compromise. Și ultima, din păcate, prin această abordare, noi riscăm să compromitem parcursul nostru european, deoarece noi vorbim despre economie de piață, liberă concurență și neingerința statului în activitățile economice sau limitarea la maxima ingerinței statului. Haideți acum să ne uităm în ce constă problema. De fapt, dacă ne uităm, Republica Moldova, ca și multe alte țări în curs de dezvoltare, are o problemă legată de gestionarea deșeurilor. Anual noi producem 3,3 milioane tone de deșeuri. Vedeți aici, aveți graficul, sunt doar până în 2021 datele pe rolul statistic. De acum situația nu sunt bună,
Și noi, din păcate, avem o capacitate destul de slabă de a gestiona aceste deșeuri. Ca să vă explic cât de mare este problema, spre exemplu, iau plasticul. Statul, încă mai mulți ani în urmă, deja de vreo 12 ani, a instituit o taxă prin care noi, fiecare noi, când cumpărăm un recipient sau ceva din plastic, o plătim și banii aceștia trebuie să meargă pentru ca noi să reciclăm plasticul. Statul, în felul acesta anual, ne obligă să achităm circa 250 de milioane de lei pentru ca plasticul să fie reciclat. Și noi, după ce ultima reformă, care sper că va da rezultate, dar până la ultima reformă, reciclam doar 3% din tot plasticul. Vă imaginați, la celelalte deșeuri, nici nu intră unul din cele mai periculoase deșeuri, este plasticul. Deci statul cumva încerca să împiedice cel ca să putem colecta banii. Iar astăzi noi, în Republica Moldova, practic unica ramură care reușește destul de bine să colecteze un tip de deșeuri, sunt cei din domeniul metalului și aici statul trebuie să vadă cu ce poate sprijini această ramură, dar nu să facem ceea ce de fapt nu este tipic pentru alte țări. Vă dau un exemplu simplu. În ultimii vreo 15 ani a crescut bunăstarea oamenilor, s-au deschis hotarele și noi am importat masiv mașini. Evident, am importat mașini mai vechi, nu suntem oameni bogați și noi în prezent avem circa 270.000 de mașini fantomă. Această mașină fantomă a fost importată. El acum nu mai plătește asigurare, nu mai trece revizie tehnică, altfel el spus, el nu merge, mașina aceasta fie deja nu mai este, fie a fost dezansamblată, nimeni nu știe ce cu dânsa. Câte mii de tone, zeci de mii de tone de metal, nimeni nu-și pune întrebarea, dar cine o să recicleze metalul acesta? Vorbim de autoturisme, dar noi avem diferite tipuri de produs în țară, importate, vândute din metal, care până la 300 de mii de tone anual trebuie să vedem ce facem cu dânsul. Exact companiile din domeniu lucrau. Care este mărimea pieței? Noi împreună cu asociația de profil, având datele de la ei, utilizând niște tehnici speciale a noastră, noi am stabilit că piața de profil era undeva la nivel de 60-90 de milioane de dolari anual. Am avut anul 2021, a fost paradisul acestei ramuri, 142 de milioane de dolari. Apoi am avut o scădere până la 53 de milioane în 2023 legată de conjunctura internațională, iar pentru 2024 estimările noastre prudent optimiste sunt că conjunctura internațională va fi mai bună în 2024 comparativ cu 2023. Important este ca și autoritățile statului să acționeze corect în acest domeniu. De ce este important lucrul acesta? Deoarece cea mai mare parte din acești bani mărcât populație care sunt nu cei mai bogați, noi considerăm și, de fapt, profilul oamenilor care lucrează din acest domeniu sunt oameni care intră în primele 40% din oameni ca venituri, deci nu sunt cei mai bogați oameni. Și acești oameni, deci cea mai mare parte din bani pe care îi plătesc toate companiile din domeniul metalului, sunt pentru oameni aceștia care nu sunt bogați. Deci anual ei încasau, noi am dat anual, de la 450 până la 670 de milioane de lei anual, oamenii aceștia încasau. Acum și să arătăm ce înseamnă banii aceștia. A fost anul 2021, un an fără precedent în istoria noastră, când ei au încasat 1.400 de milioane de lei. Anul 2023 a fost cel mai negru din istorie, cu doar 400 de milioane încasări, o scădere de aproape 4 ori, iar în acest an avem o așteptare prudentă, așa, foarte timidă, că situația va fi ceva mai mult. Dar, după cum știți, nu poți compara banii din acest an cu banii din 2015. Și atunci am elaborat un indicator foarte simplu. Deci noi știm cam cine sunt acești oameni. Noi știm structura veniturilor lor, biroul de statistic ne informează cât câștigă fiecare tip de familie în Republica Moldova și noi ne-am uitat. Omul acesta care lucrează și colectează metal, el este el, ei sunt vreo 35-40 de mii, mai sunt și membrii familiei lor, în total 85 de mii de oameni. Veniturile care le obține el de la acest metal, cât reprezintă din venitul familiei lui, ținând cont că aici mai lucrează soția, mai primește bani de peste hotare, dacă este persoană în vârstă, el mai are și pensie. Deci, noi am luat cât câștigă el din vânzarea de metal în condiția în care noi știm profilul lui. Dacă observați, până în 2020, veniturile din vânzarea de metal era 25% din tot venitul familiei. Altfel spus, aceste familii care vindeau 35-40 de mii de familii în total, care cuprinde 85 de mii de oameni,
25% din toate veniturile familiei lor era din vânzare de metal. 2021 a fost un an excepțional, asta a fost 45%, aproape jumătate din vânzarea. Deci dacă acum întrebați oamenii care au colectat metal, ia să vă spui despre 2021 ca anul de aur din istoria lor. Însă anul 2023 a fost cel mai rău an din tot cât ți-ai minte, doar 10% practic veniturile lor s-au prăbușit. În acest an poate va fi ceva mai bine, dar situația din păcate nu rămâne una foarte bună. Și ultimul grafic, care de fapt ne arată foarte clar ce se întâmplă în condiție când ai monopol. Vreau acei care sunt pentru monopolurile bune, pentru monopolurile frumoase, pentru tot ce doriți dumneavoastră. Există așa numită adijmă de monopolist. Monopolurile toți care le-au introdus pentru aceia ca cineva să câștige mai mult din contul oamenilor simple. Și eu am luat cât era prețul metalului pe piața internațională, cât el se vindea. Deci tu ai metalul care se vinde și ai compania, cum sunt cei din domeniul metalului, ai monopolistul care era intermediarul și avem câți bani primea cetățeanul. Dacă observăm, până când exista monopolul, cetățeanul primea undeva 40 până la 50% din bani. Adică el primea doar din jumătate din prețul metalului. Din prețul metalului care era exportat, el primea doar jumătate. Perioada de aur, cea mai frumoasă, a fost 2020-2022, când ei au primit și până la 75%. Clar că în 2020 nu a fost conjunctura internațională favorabilă. În acest an suntem undeva la 65%, cred că 65-70% vorbim despre acumulări corecte, plată corectă pentru cetățean, din cauza că conjunctura este nefavorabilă, iar introducerea monopolului, de fapt, va lipsi cetățenii cel puțin de 10-15% din suma finală sau 20% din banii care el încasează. Și de aici am ajuns renta de monopol. Deci, în condiția unui monopol, cetățeanul nostru primește cu 20% mai puțin bani decât în condiția lipsii de un monopol. Atunci când era monopolul, el în loc să primească 60-65%, el primea 40-50% din bani, ceea ce este chiar și mai mult de 20%. Deci aici vreau să atragem atenție. Dar aici am vorbit doar de partea generală, iar astăzi domnul Lungu ne va vorbi despre 4 probleme specifice care sunt astăzi pe agenda și care necesită de a fi rezolvate și noi, inclusiv prin această metodă, facem un apel public către autorități ca să implice cei care pot și sunt obligați conform funcțiilor să implice, să rezolvăm problema a celor mai săraci oameni, când afară de companiile din domeniul metalului, noi vorbim despre cei 40.000 de colectori sau corect, cum să spunem, oameni care colectează și aduc metalul persoane fizice, care în acest fel asigurau până nu de mult mediu 25% din veniturile familiei lor din predarea metalului. Încă o dată repet, deșeurile, dacă în toată lumea statul creează sisteme complexe, la noi, cel puțin în domeniul metalului, el s-a autogestionat cu succes până în ziua de astăzi. Domnul Lungu, vă rog mult! Bună ziua, sunt Sergei Lungu, președintele Asociației Patronale din domeniul colectării și reciclării deșeurilor de metale feroase și neferoase, metal. Am venit cu... ne adresăm guvernării problemele principale care se confruntă toate companiile din domeniul colectării deșeurilor de metale. După cum știm, la începutul anului 2024 au fost introduse 7% la companiile care dețin licență și vând spre reciclare deșeuri de metale feroase și neferoase. Din suma tuturor vânzărilor și mai nou și din suma serviciilor, ceea ce creează disproporționalități enorme pe piața, făcând imposibilă existența mai multor companii din piața metalelor. Deoarece nu toate companiile au capacitățile de a exporta deșeurile de metale, ceea ce uneori aceste 7% se dublează, chiar și se triplează. Și în următorul an putem să vedem că foarte multe companii mai mici vor să dispară de pe piața colectării deșeurilor de metale.
Mai este o problemă cea mai mare care se confruntă majoritatea companiilor noastre, deoarece în cadrul companiei nu au numai colectarea deșeurilor, dar mai au și servicii de transport, alții au și materiale de construcții spre vânzare. Acum sunt impuși ca din toate vânzările, din toate serviciile să plătească aceste 7% la stat, ce nu-i fac competitiv pe piața Republicii Moldova. A doilea problemă cu care ne confruntăm este taxa pe valoare adăugată la deșeuri. Noi știm că resturile de metale feroase și neferoase reprezintă bunuri scoase din uz, care au fost la etapa când au fost ca bun, când au ieșit de la producător, s-a achitat TVA-ul. Acum se primește că când au devenit ca deșeu, se dublează, se primește dubla taxare a TVA-ului. Mai avem o problemă, a treia problemă mai principală tot, este că suntem hărțuiți de către băncile din Republica Moldova cu închiderea conturilor. Și chiar dacă ne adresăm la alte bănci, nu ne se deschid altele noi. Și ne se închid conturile fără niciun fel de explicație. Ceea ce e o mare problemă, că nu putem, la sfârșitul lunii, dacă ni s-au închis contul, nu putem genera la bugetul de stat bani, avem foarte mari probleme în acest domeniu. Mai nou, de cum a vorbit și domnul Ioniță, statul vrea să introducă acest monopol fiscal în domeniul colectării deșeurilor de metale feroase și neferoase, ceea ce considerăm că această inițiativă este complet și nu este cu normele Uniunii Europene, ceea ce ar avea foarte mari consecințe asupra activității acestei industrii. Da, mulțumim. Dacă să facem un rezumat. Când la noi prima dată s-a introdus între relația dintre persoane fizice și persoane juridice, ca persoana juridică în numele persoane fizice să plătească cota lui de impozit pe venit, aceasta era o situație legată când cu nucile, țineți minte scandalul nucilor. Iar acum, de fapt, ce avem noi, nu avem un impozit în favoarea persoanelor fizice. S-a făcut o greșeală intenționată sau reintenționată, dar cel mai probabil că s-a făcut o greșeală prin care, de fapt, am introdus un nou sistem de impozitare în Republica Moldova, care este absolut rupt de tot sistemul nostru fiscal, de aceea sperăm foarte mult. Știm de buna intenție și buna credință a Ministrului Finanțelor. Sperăm foarte mult că această eroare legislativă va fi corectată în cel mai scurt timp. Da, atunci când se colectează metalul, compania care colectează metalul poate și trebuie să plătească numele persoanelor fizice impozitul aferent veniturilor persoanelor fizice. Dar ceea ce avem noi în prezent, numai nu aceasta este. Deci avem practic un nou sistem de impozitare și la fiecare etapă de tranzacționare se aplică 7%, ceea ce este un absurd. Al doilea, cu TVA-ul. Gunoiuri, deșeuri nu sunt bune. Bunurile care au fost asupra lor s-au plătit TVA-ul. De aceea aplicarea TVA-ului la gunoi, deci nu mai putem găsi o altă țară, cel puțin în Europa nu există. Al treilea, sperăm foarte mult că Banca Națională, împreună cu asociația, dar nu doar această asociație, dar și toți ceilalți care au relații, inclusiv relații economice și comerciale, cu companiile din stânga Nistrului. Să nu uităm că stânga Nistrului este o regiune care, într-adevăr, are problemele sale specifice, însă noi atât procurăm de acolo cât și vindem în stânga Nistrului și este extrem de important ca Banca Națională să stabilească niște proceduri foarte clare ca băncile comerciale să poată activa. Eu nici nu vreau să dau vina pe băncile comerciale, doar unica ce vreau să spun, noi trebuie să avem niște proceduri foarte clare să ne protejăm pe noi, să protejăm orice posibilă situație negativă, dar noi trebuie să asigurăm bună desfășurare activităților economice. Și ultima, cu monopolul. Cum noi îl porecli, monopolul este monopol. Toți cei care pledează pentru monopol, de fapt, tot ce vor să facă ei, să dejmuiască populația care colectează și aduce metalul cu cel puțin 20% din bani. Deci, orice argumentare din nobileță, din frumusețe, credeți-mă,
Eu în domeniul metal am auzit atâtea argumente nobile de ce este bine să am monopolul timp de ani de zile și tot ce am făcut. Noi am luptat contra acestui monopol, iar acum, straniu, dar unii consideră că pot exista și monopoluri bune. Aceasta a fost pe scurt ceea ce am vrut să spunem. Noi am dorit ca împreună cu Asociația de Profil să atenționăm opinia publică și autoritățile statului. Situația proastă, să nu spun dramatică, din anul 2022-2023, din plan internațional, a afectat puternic această ramură. Anul acesta promite de a fi puțin mai bun decât a fost 2023, dar nu cumva să-l facem noi mai rău. Deci tot ce trebuie să facă acum autoritățile statului să asigure funcționarea unei ramuri importante ale economiei care, plângă venituri la buget, plângă venituri gospodăriilor casnice, mai rezolvă și o problemă socială și anume colectarea deșeurilor. Vă mulțumesc și până data viitoare!